Târgul Mărțișor 2021 va fi organizat la Râmnicu Vâlcea în perioada 25 februarie-8 martie în condiții excepționale din cauza epidemiei de COVID. Față de anii trecuți, municipalitatea va amenaja mai puține puncte de comercializare a mărțișoarelor, tocmai pentru că râmnicenii să păstreze distanța fizică. La acest moment, sesiunea de înscriere pentru atribuirea celor 71 de locuri din Târgul de Mărțișor 2021 este deschisă. Termenul limită de depunere a solicitărilor fiind de 9 februarie. Solicitările se depun la registratura primăriei de la sediul din Strada Generală Maghiero numărul 25. În zilele de 15, 16 și 17 februarie, în baza unei repartizări prealabile pentru evitarea aglomerației, se vor licita locurile disponibile în cele trei zone ale orașului, zona centrală, cartierul Ostroveni și cartierul Nord. Jumătate dintre cele 71 de puncte de comercializare a mărțișoarelor vor fi deschise și anul acesta în scoarul Mircea cel Bătrân, din centrul civic al orașului. Comercianții pot opta însă și pentru punctele amenajate în cartierele Ostroveni și Nord.